Un bărbat de 69 de ani din Horezu a decedat după o banală intervenție la doar 3 zile după ce s-a internat în spital. A ajuns la spitalul din Horezu acuzând dureri de stomac care nu au cedat nici după ce i s-a făcut clismă, iar medicul de gardă a considerat că sunt normale. A fost lăsat să plece acasă, dar s-a întors după câteva ore acuzând dureri și mai mari. A fost pus pe perfuzii și până a doua zi dimineață nu i s-a mai făcut nimic, potrivit rudelor, situație confirmată și de managerul spitalului. În urma analizelor și a colonscopiei, medicii au decis să-l transfere la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea cu suspiciunea de tumoră rectală perforată, mai spune familia. Diagnostic neconfirmat de către medicii de la SJU, care au luat totuși decizia unei intervenții chirurgicale. Bărbatul de 69 de ani a murit însă la 3 zile după ce s-a decis să meargă la spital. Supărate pe întreaga situație, rudele au decis să facă plângere penală împotriva medicilor și așteaptă să fie demarată o anchetă penală care să stabilească cine se face vinovat de întreaga tragedie. Dar eu nu cred să nu fi fost greșeală. Dacă cel puțin îl durea, avea o durere sau ceva, da, înțelegeam, durerea aia i s-a tras. Dar l-am lăsat eu, dacă îl durea ceva, rămâneam cu el în spital, că doar e tatăl meu, nu? Dar știm că n-are nimica, deci nu a acuzat nicio durere, nimica, pentru o simplă clismă sau... Deci eu n-am rămas cu el. Eu la o oră după aceea am revenit la spital. Managerul Spitalului Horezu, Constantin Popescu, se apără și susține că pacientul a venit într-o stare mult prea gravă. Pacientul a venit într-o stare gravă, ca orice pacient care vine la medic trebuie să-i povestească medicului despre ce este vorba. A venit pentru o constipație, nu a spus că e de o zi, că e de 3, că e de 5, pentru o constipație. Medicul care l-a consultat... Aș lua concluzia să-i facă o clismă. Dar clisma cine i-a făcut-o? Că aici e o discuție întreagă, că i-a făcut o infirmieră care nu avea cursurile respective. De-aia vă întreb pe dumneavoastră. Deci, din ceea ce știu eu, infirmiera cu asistenta. Medicul nu participă la efectuarea clismei respective. Cert este că operația a avut succes. Rezultatele Institutului de Medicină Legală vor putea spune cu exactitate cauza decesului și vor stabili dacă este vorba despre o culpă medicală.